Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA San Andreas Multiplayer. Eu sunt Vengador și astăzi vreau să abordăm mai multe discuții în timp ce facem și Wanted, să nu mai am benzină rezervor, fill, canestra de benzină este egală, perfect. În timp ce facem niște Wanted, am uitat să-mi pun codurile, dar nicio problemă, o să le pun după asta. Mi-am schimbat modurile, după cum vedeți mulți dintre voi. Și sunt alte moduri, le-am avut și în trecut, pe astea vi le-am dat și vouă puțin mai modificate. Și nu va părea viața chestii și am zis că să mi le pun înapoi pentru că erau destul de faine și am un FPS destul de ok. Puteți vedea în stânga jos, merge constant peste 100 de frame-uri. Și am zis că astăzi, în timp ce facem puțin Wanted, să abordăm niște subiecte, cum ar fi Samp. Și vreau să vă spun că mă reapuc de seria zilnică de Samp. Adică să postez zilnic. Eu, în mintea mea, vreau să vă spun sincer că eu când postez un videoclip pe YouTube, în primul rând mă gândesc dacă acesta o să facă vizualizări sau nu. M-am dat jos din mașină pentru că nu știu dacă are hidraulice mașina asta să nu-mi iau post. Și eu în primul rând mă gândesc dacă acel videoclip o să facă vizualizări. Iar trebuie să mă dau jos din mașină. Și în același timp, dacă nu face vizualizări, eu nu mă simt extraordinar, vă dați seama? Și de aceea filmez atât de des, pentru că nu am subiecte să facă vizualizări. De exemplu, iau remove, bla bla bla, bla bla bla. Și am uitat să dau heal. Hop, luăm mașină. Și de aceea eu postam așa de rar. Așa că m-am hotărât să încerc să postez mai des, dar nu o să am titluri așa pompoase cum aveam până acum. Dar tot dislike mă filmez. Felicitări lui Pittsburgh că a luat lider. Și mai este o problemă mică la mine. Eu filmez de pe laptop, nu am un microfon. Opa, așa, am uitat că se menține viteza, trebuie să scot asta cu menținerea vitezei. Am uitat că... A, da, bun. Și am zis că vă simt zilele astea un PC destul de bun. Și am zis că să mi-l iau pentru că eu am laptop, înțelegeți? Am și PC, dar este stricat momentan și nu știu exact ce are. Și ar trebui mulți bani investiți în el și mult timp. Este un PC bun, are GTX 970 și m-am gândit să iau un PC fără placă video. De exemplu, să o pun pe a mea, că știu că e bună. Nu știu ce problemă are meu placa de bază, oricum sunt mai multe defecțiuni la el, dar placa video este bună. Am un GTX 970 pe el și nu l-am mai folosit de mult, l-am de ceva timp și stă. Și m-am gândit să-l fac pentru a filma de pe el. Treaba este că eu de pe laptop filmez, înțelegeți, dar problema mai mare este că eu trebuie să stau foarte aproape de laptop pentru că nu am un microfon propriu zis, am microfonul lui incorporat. Se aude bine, nu spun că nu, dar este undeva la de depărtare și ca să nu se audă un noise puternic, adică fâsitul acela pe fundal, eu stau foarte aproape de el cu ochii în monitor și nu prea îmi dau seama dacă mă joc sau nu aici pentru că... Hai că filmează, credeam că nu filmează. E greu să mă uit și monitor, este deasupra monitorului pentru cine știe, pentru cine are laptop. Și la laptop nu cred că se pot pune microfoane, să zic așa, după cine am luat-o, după rame. Nu cred că se pot pune microfoane externe pentru că nu are două mufe în primul rând. Și de aceea aș vrea să-mi iau un calculator. Voi avea și o calitate mai bună, vă dați seama, dar nu știu acum ce să zic sincer. Nu știu dacă se merită să bag într-un calculator la procesa pe RAM. Într-un calculator fără o placă video, nu știu, 700-800 de lei într-un calculator cu o placă de bază și niște RAM, că nici nu știu dacă sunt RAM buni la el. Și de aceea stau și mă gândesc dacă să fac pasul ăsta sau nu, sau să continui cu laptopul. Nu m-a dezamăgit, de pe el filmez de la începutul carierei de pe YouTube. Și da, că tot erați curioși dacă mi-am îndreptat salut. Dacă mi-am îndreptat, au, ce am făcut? Una bucată la. Stați așa că zea. Stai. Stai. Ai nevoie. Stai.
Stai, mă. Filmez. Să dau tog. Tog se ceartă. afișează mesaje confidențiale. A. Doamne. Bun. Am uitat ce voiam să zic. Pământ 2-1-2. Sorry. Nu mai știu ce voiam să zic. Bă, m-a întrerupt acum Daniel și am uitat. Dar asta ne contesta. Nimic. Aoleu, ia uite-o bă, și pe asta face figure ci la mine, la boss-ul boșilor. Vă că are și vegetația scoasă mod pe cul ăsta. Da. Și de acum o să filmez mai mereu. Gen zilnic, dacă așa. Pentru că mai un report, mai helper, cred că nici HC-ul nu pot să-l văd. HC-ul văd că pot să-l văd, doar au mi s-a dus. Help. Nu mai am, n-am, I don't have mods, man. Nu am moduri, aveam modul ăla de oh help și apărea acolo treaba aia. Reporturi văd că nu sunt. Stai, să-i răspund ăsta. I don't have mods. Sorry. Relog for oh help. In 10 minute. Gata, am puțină engleză pe la colțul gurii. Băi, și am fost la un concert zilele trecute și l-am văzut pe Mario Fresh ăla că a venit și cânta, bă, și se călcau unele fete în picioare, bă, să se ducă la el, să facă poze, bă, m-am gândit așa, bă, nu înțeleg, e ciudat așa să se ducă fetele, să-și rupă gâtul, să sară gardurile pentru a ajunge la un băitan de ăsta care cântă și mie unul nu mă atrage așa mult, adică nu zic eu că cântă el rău, dar nu mă atrage atât de mult. Hop, pe aici. Opa, așa. Ce să zic, sunt puțin invidios pe el, adică la vârsta lui să să cânte și să aibă atâția fani, e ceva și a muncit, știu sigur, să ajungă acolo. Eu tot cu Sambo, dar na. A fost vremea urâtă, a fost zilele orașului pe aici, am fost de numai plouat în continuu. Și opa, dă Duchi, nu lasă-l pe Duchi. Și a fost urât tare afară. Nu m-a lăsat să... Unde e asta? Dar pe ce parte vine? E cu elicopterul, oare? Nu e cu niciun elicopter. Nu m-a lăsat să mă desfășor eu acolo frumos. Poate să fac și un live mai pe seară, să văd dacă am, dacă am timp. Fai, ce prost îs. Cum a reușit performanța asta? Hai, de acum să lăs, să mor. Dar unii mi-apare aia de la apă. Apă de izvor mai repede, că mor mai repede, că nu mai pot. Da, și mi-a zis unul, am uitat cum îl cheamă. A zis că să mai postez. Filmez. A zis să mai postez că nu mai are la ce să se uite când mănâncă în fața calculatorului. Ceva de genul mi-a spus. Și să mă sutrăiești. Da. Bă, la acum e o... Cum să zic... E ceva spectaculos că filmez, adică nu de multe ori când mă întrebați spun că filmez, foarte, foarte rar vă spun că filmez pentru că nu filmez, m-am mai pus și tot salut. Ia uite, se bucură băieți, dar nu știu, uite mi-apare și distanța jos, frumos. Dar unde mi-apare aia dacă tentativă evadare, uite și eu îs cu, uite ce fac. Gata, hai că am murit. Ia uite cum se zbate ca un pește pe uscat. Alo? Alo? A, gata. Am murit. Mă gândeam că nu mai mor. Bun. Hop. Hai să vedem pe unde evadează ăștia. Îs duti? Cred că-s duti. Dar până ajung eu acolo... Dar n-am benzină în mașina asta. Hai să aducem alta. Despawnează. Aducem un something... Oh, nu, că și pe asta am probleme. Acum și-am apropiat și eu de nivel 80 să o comprim permanent.
Dar nici nu știu ce mașină să aduc. Și asta am probleme. Hai că aducem ăsta. Pe filmare nu am probleme cu multe. Cancel fine. Și na, Wanted nu prea este. A scăzut puțin bizonul, 300 de jucători la ora actuală, dar am încredere că își va reveni în scurt timp. Rame reușit să evadeze din închisoare. Păi, gata, evada băieții. Bă, da, stai puțin că la și la 29 secunde și la 2:59, păi cum e posibil în 50 de secunde să evadezi din închisoare? Adică te dă acolo, nu cred că e posibil în 50 de secunde să evadezi din închisoare, dar cine știe, acum poate fi posibil. Nu știu ce să zic. A, cred că așa o să fie titlul, cea mai rapidă evadare din închisoare. Cel mai rapid. Na, o stai să văd și eu de cât timp filmez. Oh, de 10 minute deja, o duc bine, sunt pe vibe. Ia uite, piesa cântă la urechi, a dat cu spray-ul, cu curentul la urechi. Reporturi nu sunt ca aș face, dar nu sunt reporturi. Ca helper, hai să, că supărat, venga, îmi scot, îmi dau. Ia că n-ai fost activ, nu mi-a plăcut de tine. Hop. Bun. Da, și n-am, despre asta voiam să vă zic, da, n-am luat remove, sunt încă aici în fața voastră și nu o să iau remove pentru că mi-a revenit în activitate, stau bine acum, am ori jucate chiar bune luna asta și încerc să fiu activ și pe partea banurilor și chestiilor de genul, dar bine, nu exagerez, vă dați seama că tot așa, dar oricum e bine, mult mai bine ca înainte, stau binișor, stau chiar ok. Pentru că nu am putut să las adminul meu muncit de atâta timp. Bun. Deci cred că cam asta a fost și cu acest episod. Eu am fost Vingador și până data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Hai, pupiz. Pa, pa.